Impulse. I wanna enjoy the hits. I'm gonna love you, love you. This is Good Vibe Station. Ne-am întors, prieteni. Bună dimineața! Neața bună din nou! Astăzi, dacă mă întreb, nu știu dacă se duce Emma la școală. Deci nu mai știu. Că asta cu greva asta a profesorilor, ea a fost la școală, a avut teme, dar din câte mi-amintesc, ieri s-a distrat toată ziua, deci probabil astăzi nu are activități de-astea didactice, școlare. Didactice, da? Didactice. De fapt, nu, stai că sunt activități școlare, profesorii au activități didactice. Curicula, care așa, activități extrașcolare. În fine, să vedem, repet, spuneam și înainte. Curicula asta de la ce vine, oare? Nu știu, din latină, cred că. A, curriculum, da, corect. Cred. Eu ți-am zis că nu știu latină, mama mea profesoară de latină, nu știu latină, trebuie să-i cunosc. Ia să vedem, să rămână, doamnă, e și... corect, curriculum vine din latină sau nu? Nu, curricula, de unde vine? Curricula, da. Uite că avem oameni care sunt destul de îngrijorați de povestea asta cu greva profesorilor, în loc să se bucure și ei de grătarul de 1 iunie, fiindcă, apropo, și de 1 iunie se face grătar, noi am făcut, nu știu. Serios? Voi dacă ați făcut, dar cum să nu, n-ai tu sărbătoare să nu faci grătar? Ce contează că e ziua copilului. Da. Să mănânce grătar, lasă. Să mănânce niște mici. Are voie și la duce. Copiii mici să mănâncă mici. Claudiu fu un pic am supărat. Cine e Claudiu? Claudiu este un ascultător de al nostru la 0754222. Ministru ceva, vreun secretar. Să știi că e foarte serios așa în voce. Pare ceva. Ah, ok. Hai serios, să vedem. Uite, hai să vedem ce spune. Atunci, are dreptate. Dimineața, băieți. Da, aveți dreptate. E o generație întreagă care a trecut prin momente istorice, 2 ani de pandemie, mie cursuri online, corect. Acum grevă și când să-ți dai bacul, no. Buleală, nașpa rău. Ce să-i faci? Da, nu doar ei, sunt și cei care au capacitatea, cum e Maia, fetița mea cea mică. Exact, sunt pandemie, online și momentul ăsta, mă rog, neplăcut, realmente neplăcut. Cu greva și, mă rog, e teama copiilor că poate nu o să-și dea examenele. Eu sper până la urmă să se înțeleagă, sincer. Eu sunt foarte curios dacă liceenii sunt cumva fericiți. Eu cred că seamănă liceenii, bacul, dar nu cred, fiindcă le strică vacanța, nu-i așa? Da, le iau o parte importantă din vacanță. Asta e adevărat, așa e. Știi cum e, da. Că noi avem tot timpul, în momentul în care este bacul, sunt o grămadă de materiale și apar tot felul de chestii de la știri special, dar da. În general în social media sau ce în... Ce mă enervează la chestia asta cu știrile? Mă, nene, dau numai tâmpenile pe care le spun copiii, știi? Tot felul de greșeli de astea, știi? Dar să vine unul să dea și o știre frumoasă, un copil care a luat bacul. Auzi, cu 10. Ce vrei, să scrii un comentariu? Da, mă, da. Și tu să-l citești, să-l înțelegi. Nu, dar de ce vorbim numai de ăștia săracii care sunt cum sunt? Că sunt, păi nu știi sunt. Că e întrebarea aia, ce a picat la bac? Eu. Știi? Nu, tot liceul, da. Tot liceul, da. De multe ori rezultatele la bac seamănă cu strategiile din fotbal, adică mergi pe 4-4-2. 4 la română, 4 la matematică, asta, 2 la 4, istorie. 4-4-2 ca sistemul de joc, da. Nu merge și cu, stai cum era, 3-5-2, nu merge, nu? Nu prea, nu, nu. 4-4-2. 4-4-2 ca să iasă 10, măi. 4-4-3. 4-4-3. Nu, că atunci trebuie să bagi și portarul. Dar eu aș propune ceva. Cine pică bacul este admis automat în Academia de Poliție, de exemplu. Da, de ce? E, nu știu, era o glumă. Dai, mă, că... De ce? Da. Dimineața pe doi. Non-stop hits. Impulse Radio. Exact ca niște copii mici, trebuie să vă spunem că nu putem, nu ne abținem. Nu. Suntem la Radio Impuls, dar și pe canal exact. D2. De asta de multe ori noi ne auziți vorbind cu operatorii, cu producătorii, cu, spunem, ia uite ce se vede acolo. Și avem o discuție. Stai cu... Că iarăși ne ceartă Dan în cască. Dan Constantinescu. Ce am făcut, Dane? Deci cu toți producătorii discutăm în cască, da. Fiindcă într-adevăr sunt foarte mulți. Trebuie să-i găsesc o poreclă și lui Dan. Tu ai zis vikingul, da. Vikingul i-am zis, da, dacă are barbă, vikingul, are, dar trebuie barbă să găsim, are 5 metri înălțime și este lat cât un viking. E lat, așa, e solid. Și are o brățară puternic. De aia, mă, de viking. Eu l-am întrebat, e brățară? Eu am zis în glume, am crezut că e o cătușă.
Da, da, da. Prima oară. Și l-am întrebat, e o brățară de viking aia? Și el zice, da, foarte serios. Ua. Și eram, ok, da, bun. Să poate ne spune și el ce a făcut ieri cu copiii și câți bani a cheltuit cu copila și lui, că doi are la mine. Dar să-i salutăm pe copiii noștri, fiindcă știu că nu sunteți în drum spre școală sau poate cine știe, poate chiar sunteți, dar vrem să facem una mică pentru unii mici și drăguți și frumoși. Adică întrebare foarte simplă pentru voi copii. Nu vă chinuim astăzi la gric și cerdată, dau o minte a copiilor, o dăm mult mai simplu. Măi, ce faceți la ora asta? Simplu. Da? Sunt foarte, foarte curios. Spuneți-ne bună dimineața cu vocile alea foarte, foarte frumoase și drăguțe și dulci. Bună dimineața și ce faceți la ora asta? Că sunt mega curios. Eu plec de acasă oricum când nu este nimeni pe stradă astăzi, nici măcar alergătorul meu cu care mă întâlnesc în fiecare dimineață nu este. Că a făcut și el o punte. Bă, bune, poate ți-am zis, alergă pe munți, sau poate face alergare montană sau poate alergă pe plajă. Asta mă gândeam și eu, 0754222999. Ieri am avut pe post toată ziua voci de copii, dar și părinți. Am vorbit despre jocurile copilăriei și am vorbit despre multe alte lucruri foarte, foarte frumoase. Astăzi, în dimineața asta, foarte simplu, vrem niște voci drăgălașe să ne însenineze și mai tare dimineața și, evident, weekendul, dragi copii, întrebare, ce faceți? Exact. Și nu uitați să spuneți bună dimineața cu toată gura. Noi ne întoarcem gric și cernat aici, la Radio Impuls, canal de 2, dimineața pe 2. Dimineața pe 2. Feel Good Radio. Your number one for hit music. All the hits right here. We get started. Impuls Radio. Noi, indiferent de dimineață, indiferent de zi, dăm în mintea copiilor, că așa ne place nouă. Ieri a fost 1 iunie, deja am primit câteva mesaje de la cei mici. Dar am primit și de la cei mari, fiindcă întrebarea a prins și la cei mari. Și întrebarea noastră a dimineții este pentru copii, în principiu. Dar acum, ce să zic, poți să răspundă și părinții, ce faci tu la ora asta? Spune-ne și nouă bună dimineața. Denis de la Topolove, prietenul emisiunii noastre, bună dimineața, puștiulică, cică. Astăzi prințul Hugo din Sofia 1 va veni la mine acasă. Ce este Sofia 1, doamne, și prințul Hugo? O fi vreun film. O să intru pe un site să mă uit. Sofia 1, ia stai să căutăm până caut eu Sofia 1. Apropo de site, să știi că am verificat Sofia o chestie. Sofia 1 de colorat, Sofia 1 sezonul 1, Sofia 1, da. Sofia 1, da, mamă. Știi ce am făcut, Cosmin? Am verificat mai devreme în Dex și că site este un cuvânt acceptat în limba română, se află în Dex, deci bine este că un ai verificat. Neologism, copii, băgați bine la... Adică e un cuvânt nou care intră în limba română. Și apropo de site, măi, copiii caută chestii foarte interesante când intră pe net. Atunci când sunt un pic mai mari, de exemplu, mai mari decât mama mea, care momentan nu știe să caute pe Google și mai bine că nu știe. Dar uite, sunt niște întrebări pe care copiii le pun, de exemplu, Google-ului. Foarte interesant. Să vedem ce întrebări sunt. Fii atent, dacă mă înghit, mă fac de două ori mai mare sau dispar complet? Cum adică dacă mă înghit? Da, măi, deci dacă eu mă înghit pe mine, tu îți dai seama ce imaginație mișto au? Deci păi dacă mă înghit, fac de două ori mai mare sau dispar complet? Excelent! Măi, dar asta este, ce să zic, asta e întrebare bună chiar și pentru părinți. Adică eu m-am întrebat tot timpul, dacă mă înghit, ce se întâmplă? Da, nu știu ce se întâmplă, mai bine... Uite, mai am una. Gemenii se nasc în 18 luni sau doar în 9? Asta este momentul în care încep să realizeze că un copil stă în burta lui mami. Da. Și atunci e nevoie de 18 luni. E, nu, tot 9, dragi copii, lasă și așa. Și uite, încă o întrebare pe care, astea sunt niște statistici de la Google, încă o întrebare pe care, în general, copiii un pic mai măricei, care reușesc să intre pe Google, o adresează celebrului motor de căutare. Poți să zic așa frumos, celebrul motor de căutare da. De ce pământul nu cade? Bună întrebare. Asta mișto. Eu știu explicația științifică, dar e super plictisitoare. Nu, n-are niciun sens. Nu, mai bine n-o zic. Ceva cu Barza n-ai? Nu, n-au căutat cu Barza? Cu copii? Barza nu. Nu, dar era, știu un banc cu Barza, vrei să ți-l zic? De zi, sigur că n-am venit, știi tu bancuri. Era o Barză și zbura și avea un bătrânel în cioc. Știi? Așa. La care bătrânelul, hai mă recunoaște, ne-am rătăcit. Bună dimineața copiilor. Da, uite, bună dimineața și părinților, că avem pe cineva care muncește de la prima oră, face bani, zice
Bună dimineața, vă pup, ride sharing, facem bani. Facem bani, normal, facem, pe cum să nu facem, facem. Mai zicem o bună dimineața. Bună dimineața, Radio Impuls. Ce fac eu în dimineața asta? Ia, ce faci? Am ajuns la devreme la servici și stau în mașină și vă ascult. Iar o zi faină. Mulțumim, zi faci faină bine ce faci și mai mult decât atât sunt sigur că ăla micu doarme. Ce mai fac copiii la tine, în schimb, Cosmin? Uite, am trei mesaje. Mi-aș dori să fie mereu 1 iunie, spune Mario, nu Mario Joy. Da, Mario Joy vine mai apropo, târziu. Apropo, avem Mario Joy, da, avem Mario Joy un pic mai târziu, după 9, nu? Da, după 9 vine, cântă live aici la noi, prieteni, în studio la Canal de 2, dar și la Radio Impuls. Mă joc cu surioara mea, zice Ana. Ok. Și ce Ionuț, care nu știu de ce a simțit nevoia să spună că e din Colentina, dar mă rog, plec la fotbal cu băieții. Am înțeles. Rog, cred că ne minte, dar în fine, la ora asta pleacă, dar cine știe. Eu am dat mesaj Emei, a mea are telefon, da, și propriul număr. Am întrebat, și știi cum e, dormi? Și? Nu, bă, cred că doarme. N-a răspuns nimic asta mică, da, doarme, rupe pătuțul, cum zic eu. I-am dat mesaj și mamei. Șlafăn, șlafăn. Ei, dormiți? Nimic. Eu bănuiesc că dorm. Noi nu dormim. Bună dimineața, 0754-222-999. Întrebare pentru copii, da, hai și pentru părinți deopotrivă, dacă sunt împreună sau nu. Ce faceți în dimineața asta, fix la ora asta? Spuneți-ne și bună dimineața. Să ne meargă mini-vacanța bine, așa, la prima oră. Dimineața pe doi. Playing the biggest hits. Feel Good Radio. Impulse Radio.